Vă salut, dragii mei prieteni de pe YouTube și Facebook, Instagram. Am promis că revin cu filmulețe, fie live, fie editate între ghilimele. Încerc să le montez pentru voi, pentru că astăzi m-am gândit că dacă tot e stare de urgență și trebuie să stăm acasă, noi, ca și femei, ca și mame, ca și soții, ca și reprezentante ale sexului feminin, cred că e de datoria noastră să fim mai mult ca oricând alături de familia noastră și să avem grijă de toți cei dragi ai noștri, atâta timp cât suntem bine și cât suntem sănătoase și putem să ne mișcăm măcar prin casă. Așa, astăzi m-am gândit, pentru că tot nu se găsesc măști de protecție de cumpărat pe niciunde, prin nicio farmacie, cel puțin în Timișoara, nu știu cum e în alte orașe, ați putea să-mi spuneți voi. M-am gândit că înainte să existe aceste măști de unică folosință, erau niște măști confecționate din material. Și cum îmi place mie să meșteresc prin casă și să croiesc diverse chestii, mi-a rămas ceva material și am zis că aș putea să-l utilizez într-un mod foarte, foarte util în momentul de față. Sper că nu m-am repetat. Să-l utilizez în mod util. Limba română. Așa, revenind. Mi-am făcut un mic tipar dintr-o hârtie ca să pot să tai mai multe bucăți de material odată. Am făcut un dreptunghi, am tăiat un dreptunghi de vreo 19 cm pe 17, așa, pe care am de gând să le tai. Și am aici niște elastic, ceva de prin casă. Și mașina de cusut mă așteaptă, așa că, dragi femei, dăm bătaie la lucru. Așa, după cum vedeți, aici am prins, pentru că mi-e destul de greu, nu am niciun ajutor la filmat. Am prins aici frumos al meu dreptunghi, de materialul care mi-a rămas de la o față de perină. Așa, și am să-mi tai aceste dreptunghiuri, pe care după aceea am să le tighelesc, după cum spun alții. Mie îmi place să vorbesc termeni pe care îi folosesc mai tot timpul acasă. Deci am de gând să le tivesc și să le aplic aceste bucăți de elastic, care sunt exact cât o bucată de elastic prezentă la o mască de unică folosință. Și dacă cumva ați folosit acele măști și trebuie să le aruncați, păstrați-vă elasticele. Nu se știe când s-ar putea să aveți nevoie de ele, în această perioadă în care nu prea avem voie să ieșim din casă. Am să le tai, am să le pliez și ne vedem la mașina de cusut. Am ajuns la mașinuța de cusut, am tăiat câteva bucăți, câteva dreptunghiuri și m-am gândit că ar fi bine totuși ca măsură suplimentară de protecție să nu fie doar un strat de material, ci să pun totuși două. Puteți folosi de asemenea tifon, pânză topită, tot ce vă trece prin cap. Aceste dreptunghiuri vreau să le cos puțin, să le zigzaguiesc un pic. Îmi reglez mașina și vreau să le zigzaguiesc astfel încât să nu să le cos zigzag astfel încât să nu se destrame. După care am să le pliez și revin să vedeți ce a ieșit. Am pliat întâi marginile superioară și inferioară, da? Nu știu dacă vă prindeți, ele vor veni aici, deasupra nasului și deasupra gurii. Da? Și am să le merg cu... am să fac o cusătură dreaptă, simplă. Câteodată în viață trebuie să știm să și improvizăm, așa-i? Și atunci, ca să mă asigur că o să am o cusătură frumoasă deasupra nasului și deasupra gurii. Mergem frumos cu o cusătură dreaptă, sus și jos. Fără niciun fel de problemă.
pentru că nu am niciun fel de ajutor, trebuie să mă credeți pe cuvânt că eu sunt cea care coase. Așa, întărim puțin. Pentru cele care nu știu, întăritura înseamnă când mergi cu mașina, pentru toate începătoarele, când mergi cu mașina față-spate de vreo câteva ori. Și apropo, n-am înțeles niciodată de ce în limba engleză se găsesc atât de multe tutoriale cu tot felul de lucruri pe care le putem face acasă fiecare. DIY se numesc, adică do it yourself. Fă chiar tu! Fă chiar tu! Așa. Din acest moment, partea asta va fi dosul, iar partea asta va fi fața. Uite ce cusătură drăguță a ieșit. Bun. Îi facem câteva pliuri pe partea, astfel încât să-mi rămână cusăturile frumoase la exterior. Și să avem în același timp niște pliuri egale, da? Și să avem în același timp volumul necesar ca să ne intre nasul. Uite așa. După cum vedeți, am făcut câteva pliuri, le-am prins frumos în ace și am să fac câte o cusătură laterală și pe o parte și pe cealaltă. Și iată că am realizat și pliurile, da? Încercăm să fie, sper că le vedeți. Și urmează să aplicăm un elastic și marginea aceasta care a rămas nefinisată, practic o vom introduce înăuntru și vom prinde elasticul. Și asta a fost tot. Vă arăt imediat ce a ieșit. Asta este rezultatul. Masca asta urmează să meargă direct la spălat, călcat, dezinfectat. Și uite cum nu mai depindem, dragi mămici, dragi femei, dragi bunici, dragi mătuși. Iată cum nu mai depindem de niciun lucrător comercial ca să ne confecționăm o măscuță simplă. Vă doresc multă sănătate și aveți grijă de voi și de cei dragi.